Direct spectacolul alegerilor, avem datele pentru ora 21 ale sondajului Exit Poll Curs Avangard. Nu s-au schimbat multe lucruri din ceea ce știți deja. Vedeți pe ecran datele pentru ora 21, repet, Exit Poll. Cele dinainte erau de la ora 19, 47,8 Nicușor Dan, 38,2% Gabriela Firea, Traian Băsescu a urcat la 9,4%. Apoi o să vedeți pe ecran cum curg datele pentru fiecare sector în parte și mai în glumă, mai în serios, îi spun bună seara Emilie Șercan, jurnalist de investigație alături de mine. Bună seara! Bună seara! Da, comentam înainte în pauză că primarul decedat de la DVSL-ul din județul Constanța va câștiga alegerile. Județul Olt. Mă gândeam la Constanța, la baza Cogălnicianu, apropo de americani. Deci DVSL-ul Olt, primarul care a încetat din viață în timpul campaniei. Haideți să vedem sectoarele în timp ce se încarcă informațiile colegilor mei. Le avem pe toate, încet, încet. 48% Clotilde Armand, 36,5% Tudorache, 7,5% Ioana Constantin PMP. Le vedeți, sectorul 2, 42,5%, 30,4% pentru candidatul PSD Popescu, Neculai Onțanu, da, revenit în cursă, 12,7%, mult la 3, așadar Negoiță rămâne tot cu 39%, 34% pentru candidatul PNL, USR Plus, nu se schimbă nimic, nu se schimbă nimic nici la PSD, la sectorul 4, crește cu 1% Daniel Băluță de la PSD, Simona Spătaru 35,2%, candidatul PMP scade sub 5%, Dan Ștefănel. Piedone, haideți să vedem sectorul 5, unde se pare că este marea bătălie, Emilia Șercan, nu vin date care să ne dea de înțeles cine va fi primarul de la sectorul 5. Datele de mai devreme arătau parcă 27,3. Acum văd că s-au schimbat foarte puțin procentele. 0,6 pentru ambii candidați. O situație ciudată la sectorul 5, pentru că și pentru Exit Poll de la 21 nu sunt modificări, practic sunt cap la cap. Repet, sociologic vorbind, poate că sunt într-o marjă de eroare cei doi, Piedone și Cristi Băcanu de la PNL, dar evident că este cineva în față. Nu poate să existe o egalitate aritmetică. Categoric. Probabil vom ști câștigătorul la sectorul 5 doar în momentul în care vor fi oficial anunțate, numărate și anunțate rezultatele. Bob cu Bob, dar, cum se spune. Bob cu Bob, dar avem o certitudine. Daniel Florea a pierdut sectorul 5. PSD a pierdut primăria sectorului 5. La 6, la fel, PSD a pierdut primăria. Ciprian Ciucu are deja 47,8. Diferența e cartul este foarte mare. Asta spun sociologii. Discutăm da, Craiova, Alia Olguța Vasilescu, dată drept câștigător în acest sondaj Exit Poll. Așadar, așteptăm. De fapt, dacă ne uităm cu atenție, este marjă. Este o marjă care se poate juca și la Craiova. Olguța Vasilescu, Emilia Șercan, avea la ora 19 în Exit Poll undeva spre 50%. Vedem că a scăzut foarte mult pentru că, evident, de la ora 19 până la ora 21 a venit un tip de public. Cei din dreapta au venit și au votat în marile orașe. Așa este. E deja o constantă a ultimilor ani. Faptul că în marile orașe, după ora 17, votează în general tinerii și în general persoanele de dreapta. Și atunci, normal că votul este influențat de acest tip de electorat și normal și din acest motiv în ultimele alegeri a fost o tensiune pe parcursul întregii zile, tensiune acumulată mai ales în cea de-a doua parte a zilei spre finalul zilei de vot, când nu era foarte clar cine anume va câștiga. Și astăzi a fost același lucru, cel puțin pentru București am simțit același lucru. Veneau peste zi, cumva rezultatele s-au schimbat de câteva ori, ca după, știu eu, spre seară, cred că, așa cum am spus mai devreme, după ora 17, au început să se adune cumva mai mult informațiile care îl dădeau pe Nicușor Dan drept câștigător. Da, pentru a completa informațiile foarte importante, la
Ora 12, din informațiile publicate și de presă, pe care le-am primit și noi, Gabriela Firea avea undeva la 3-4% în fața unui Nicușor Dan și, evident, a curs ziua, ora 14 și apoi ora 17. Practic, electoratul Gabrielei Firea a venit de dimineață, de la primul ora dimineții. Gabriela Firea a reușit să conducă până undeva la ora 12 și jumătate în timpul zilei, apoi practic s-a produs efectul de forfecare, a venit publicul de dreapta, PNL, USR Plus, și odată ce Nicușor Dan a prins avans, practic n-a mai putut fi învins. Eu discutam astăzi cu mai mulți prieteni, discutam pe mesaje și schimbam mesaje și la un moment dat am spus, în momentul în care am văzut mesajele postate de Gabriela Firea în timpul zilei, când a avut la un moment dat undeva, cred că în jur de ora 14, un mesaj foarte dur la adresa lui Nicușor Dan, fără să-l nominalizeze, iar apoi puțin mai târziu, undeva, cred că în jur de ora 16, după vreo două ore, a mai postat un mesaj în care chema bărbații să iasă la vot. În momentul în care am văzut acest tip de mesaje postate pe Facebook de Gabriela Firea, mi-a fost foarte clar că ea va pierde alegerile. Chiar dacă până la acel moment, cum spuneam, știam și eu ceva cifre, aveam și eu incertitudinile mele, dar în momentul în care am văzut acele mesaje care arătau disperare și arătau, știu eu, nesiguranța și disperarea, de fapt, disperarea candidatului care simte că pierde alegerile, mi-a fost cumva clar că... Dar ce logică avea apelul ăsta al Gabrielei Firea pentru a aduce publicul masculin, să zic așa, la vot? Nu știu, nicio logică. Logica, cum spuneam mai devreme, probabil doar faptul că simțea că pierde alegerile, că de fapt bătălia este pierdută, și atunci un ultim apel disperat pe Facebook: domnilor, ieșiți și votați, pentru că până acum au ieșit femeile. Da, ceea ce a fost o surpriză pentru aceste alegeri. Informație de ultimă oră, la Iași, vă spuneam, ministrul mediului Costel Alexe a anunțat pe surse în partid câștigarea Consiliului Județean Iași și, foarte important, la Prahova, liberalii au reputat o victorie în fieful pesediștilor. Prahova, an de zile condusă de familia Cosma, candidatul PNL Iulian Dumitrescu a câștigat cu un scor de peste 60% din datele preliminare ale PNL. Numărătoare paralelă se întâmplă și la PNL, pe lângă aceste exit poll-uri, PNL-ul are o numărătoare paralelă făcută de către oameni în secțiile de votare, prin reprezentanții pe care PNL are în secțiile de votare. Așadar, Prahova peste 60%, Consiliul Județean Prahova, Iulian Dumitrescu este noul președinte. Raleș Bogdan se alătură imediat dezbaterii de la sediul PNL. Îi spunem bună seara lui Sabin Orcan, comentăm deja de 3 ore. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Așa cum ne-am înțeles la ultima emisiune, ai venit. Maraton până la ora 1 dimineața, sper să avem date. Au venit datele exit poll în timp ce veneai tu pentru ora 21, sondaj pentru ora 21, le-am dat acum. Nu sunt mari diferențe, practic discutăm de 7-8%, care sociologic nu mai pot fi recuperate, da, nici noaptea, nici de dimineață. Și în afară de două situații de fapt, în care e bătălie umăr la umăr la unul dintre sectoarele din capitală, respectiv la Constanța. În rest, jocurile sunt făcute, cum spune o vorbă celebră, nu se mai poate schimba nimic. Și avem un singur primar PSD. PSD păstrează un singur primar în capitală, la sectorul unde este domnul Băluță. Sectorul 4, domnul Băluță, un personaj destul de discret până în această campanie electorală, care brusc devine mai important. Lia Olguța Vasilescu la fel, care nu câștigă nici acum un scor foarte confortabil, de care brusc va deveni mai importantă pentru PSD, că pe măsură ce li se împuținează aleșii, ăștia care au rămas în urma devin brusc mai importanți. La fel cum devine mai important, nu știu dacă ați discutat despre asta, domnul Nicușor Dan. Sigur că s-au deschis șampaniile astăzi și la PNL și la USR și la Plus,
Dar domnul Nicușor Dan devine brusc important. În perioada următoare se va ocupa de termoficare, de trafic, de tot felul de lucruri din astea administrative, dar brusc devine un personaj politic important, inclusiv pentru ce se va întâmpla peste 4 ani. Pentru că peste 4 ani, în premieră de când am decalat alegerile, vom avea în același an alegeri prezidențiale, locale și parlamentare și vom vedea cine va fi următorul candidat credibil din zona de dreapta anti-PSD la prezidențiale. Eu nu spun că domnul Nicușor Dan are ambiții prezidențiale sau ambiții politice, dar... L-am întrebat pe Nicușor Dan la ultima emisiune. Știu, eram cu tine aici. Eram cu tine. Și a spus că deocamdată nu se pune problema. Nu-l interesează ceva. Dar devine un personaj important, inclusiv în cadrul acestei construcții deocamdată informale, pentru că e doar pe capitală, PNL cu USR și cu Plus. Vom vedea dacă vor guverna împreună și domnul Nicușor Dan devine brusc un personaj, repet, politic foarte important. E până la urmă... fost, scuză-mă, Sabin, primesc informații în direct, le citesc, vă dau pe cele mai importante. De exemplu, a fost un vot politic și informația următoare vine să confirme lucrul ăsta. De exemplu, la Snagov, da, orășelul, localitatea importantă din județul Ilfov, în proximitatea Bucureștiului, liberalii n-au avut niciodată primar. După 20 și ceva de ani, noul primar de la Snagov este liberal. Deci, pe lângă discuțiile astea legate de capitală, vedem și un vot politic foarte important în anumite zone. Dreapta câștigă foarte mult în Transilvania, USR-ul câștigă Timișoara, atenție, v-am dat informația aceasta, din terțe surse, Dominic Fritz, candidat USR, cetățean german, câștigă capitala Banatului, un oraș pe care Sabine... E cetățean român, e etnic german. Etnic german. Dar... Român-german. Da, în Timiș. Cum este și președinte. Cum e și președintele României. Sigur. Dar în Timișoara... este din naștere, de Dominic Fritz a luat cetățenia după ce a venit în România acum 10 ani. E Timișoara totuși. Timișoara este un oraș multicultural, cosmopolit, în care nu contează apartenența la o comunitate etnică sau alta, ca și Sibiu, ca și multe alte orașe din zona de vest a țării. Doi la mână, aici mie îmi place celebra expresie, pentru că uneori comentatorii sportivi au expresii mai plastice decât noi jurnaliștii sau analiștii politici. Îmi place expresia cu domne, n-a câștigat echipa cu tare fiindcă a jucat mai bine, ci pentru că echipa gazda a jucat mai prost. Cam așa a fost la Timișoara. Domnul Fritz, sigur, e un personaj simpatic, interesant, popular, recent, un om tânăr, așa mai departe. Dar domnul primar Robu a pierdut și pe mâna lui. Este un om care a făcut greșeli, inclusiv de raportare la media. Știm foarte bine că a fost foarte arogant cu jurnaliștii, felul în care le răspunde oamenilor, felul în care s-a comportat ca un mic, aș spune, baronaș, așa, și domnul Robu în primărie, cel puțin, a fost un gvasi dictator. Și lucrurile astea se plătesc. Există la un moment dat în politică, chiar dacă mai încet așa, există factura, vine factura. Și a venit factura pentru domnul Robu. Și dacă e așa, este totuși un eșec major pentru PNL, fiindcă Timișoara era un fief anti-PSD în care PNL-ul stătea foarte bine. De asemenea, este un eșec major pentru PNL și de mâine ar trebui să gândească serios la asta Ludovic Orban și toți ceilalți, Rareș Bogdan, dacă intră în legătură directă cu noi, poate o să aibă un comentariu. Este un eșec major votul politic la Consiliul General al Capitalei. Faptul că PNL ia aproape jumătate din cât ia USR Plus înseamnă un eșec pentru votul politic. Sigur, e un succes. Chiar mai puțin de jumătate. Dar e un succes care îi se datorează lui Ludovic Orban acesta și lui Ludovic Orban și celor de la USR Plus acesta cu Nicușor Dan. Dar e un eșec din punct de vedere al votului politic și ar trebui să schimbe ceva. La nivelul organizației de București, la nivelul persoanelor care reprezintă partidul în București și așa mai departe. Cum să fie un eșec, Sabin Orcan? La vot politic Ciprian Ciucu a câștigat primăria sectorului 6. Un succes. La sectorul 5 nu e clară povestea, dar evident poate fi un succes. Băcanul dar are prima șansă. E vorba despre ceea ce a câștigat PNL-ul la consiliile locale. La Consiliul Municipiului București are undeva 17%. Din ce am văzut, pe USR cum o să fie pe locul plus, 3? Da. USR Plus are 33%, să vedem datele de dimineață. Dar în momentul de față, USR și PSD sunt cam la egalitate la Consiliul Municipiului București. La cele trei consilii câștigate de PNL și de USR, iarăși USR-ul are consiliile locale. Deci la sectorul 1, la sectorul 2,
și cred că la sectorul 6, unde este Ciprian Ciucu câștigător. Pe cartonul cu Cristian Popescu Piedone la sectorul 5. Chiar cum e posibil? Deci un om condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare cu executare în primă instanță face 25% într-un sector pe care nu l-a condus. Dacă era la sectorul 4 unde fusese primar, a fost primar, poate că mai înțelegeai. Da, ai o explicație? Acolo... Singura mea explicație este că, în primul rând, primarul din sectorul respectiv, care e pe locul 3, primarul în funcție, e un om foarte slab care nu scoate nici măcar scorul partidului. Și atunci? Iar domnul Piedone este un personaj care are propria lui bulă de oameni care îl susțin, în ciuda tuturor evidențelor, în ciuda nenorocirii de la colectiv și așa mai departe. Există oameni cu... Cum îți explici că totuși Onțanu, care a distrus sectorul 2, a făcut și lucruri, nu spun, dar a făcut și lucruri foarte urâte în sectorul 2, în mai multe afaceri de corupție importante. Și totuși ia și el, nu știu, vreo 10% sau cât 10-12%. 12%. Cum îți explici asta? Există oameni care în continuare au propria lor bulă, care trăiesc, oamenii acum, trăiesc într-o realitate paralelă. Acum noi trebuie să spunem că sectorul 5 e un sector mai special pentru București. Are două cartiere speciale. Are Rahova, unde acum câteva luni de zile sau săptămâni, de fapt, un mare clan a răscolit tot Bucureștiul, a schimbat șeful poliției române și așa mai departe. Clanurile acestea, să nu fim timizi, să spunem că ele contribuie foarte mult la alegerile locale. Noi știm foarte bine lucrul acesta. E adevărat că informațiile trebuie dovedite. Noi știm pe surse, știm rolul acestor clanuri în bătăliile politice. E adevărat că mai greu să și dovedim lucrurile acestea. Câștigătorul moral cine va fi? PNL sau USR? La matematică arată că liberalii au câștigat probabil în țară voturile cele mai consistente pe zona de dreapta. Dar în orașele mari, orașe importante cum e Bucureștiul, Timișoara și, nu știu, poate mai sunt și alte orașe în țară, mă gândesc poate la Brașov, n-am văzut încă nicio știre. Probabil acolo, da, câștigătorul moral este USR. Iar lucrul acesta cred că ar trebui să dea de gândit întregii clase politice, votul, mai ales votul din București, care până la urmă el e mai special prin modul în care votează, acum 4 ani a votat pe linie PSD, dar cred că e un semnal pentru clasa politică faptul că generațiile se schimbă. Modul în care lumea votează se schimbă. Nu cred că mai tolerăm noi ca cetățeni și ca electori odată la 4 ani sau atunci când sunt alegeri, în fine și la 5 ani când alegem președintele, nu mai tolerăm genul de politică pe care baronii, fie că au fost galbeni, fie că au fost roșii, au făcut-o până acum. E o schimbare de generație importantă în politica Important din România. Important este ca România. Oamenii ăștia care au câștigat și sunt la primele să mandate ceva. Să și confirme. Sigur că da. Mă uitam pentru cu, că... Sigur, mă uitam cu cumva, în fine, zâmbind că spunea mai devreme Sabin cât de important devine Nicu Șordan. Nicu Șordan trebuie să confirme în primul rând ca să devină important. Corect, e o șansă. Dar vor fi ochii ațintiți pe el, asta spun, absolut, din perioada următoare. Dar Nicu Șordan, ca să devină important, el trebuie să performeze, pentru că orașul acesta este, cum să spun eu, este în paragină. E o rușine pentru felul în care arată. Din momentul în care ai coborât la aeroport sau te-ai dat jos pe peron în gară, îți vine să o iei înapoi, să te sui în mijlocul cu care ai venit și să te duci înapoi, să pleci, pentru că e o paragină. La Constanța, Sabin, știi ce se întâmplă? La au prezentat niște exit poll-uri extrem de strânse între USR și PNL. Da, la Constanța aș face prima remarcă înainte de a vorbi de cei doi clasați, este că primarul în funcție, moștenitorul lui Mazăre, domnul Făgădău, cu toate eforturile lui de a copia rețeta electorală a lui Mazăre, a ieșit pe locul 3. Asta arată, și dacă vă uitați și pe votul politic la Constanța, la Consiliu, arată că s-au săturat constanțenii de ani și ani de zile. După 20 de ani, după 20 de ani, de faptul că orașul lor a ajuns la coada clasamentului în România ca și nivel de civilizație. Uitați-vă pe străzi ce se întâmplă în Constanța și veți vedea că așa este. Și constanțenii s-au săturat. Asta e o veste bună. Bătălia e foarte strânsă. Acum înțeleg pe surse că diferența între
primul și al doilea clasat ar fi de vreo 1000 de voturi, ceea ce înseamnă o bătălie la cuțite, la bob numărat, adică n-a mai fost bătălie tranșată la... Asta este rezultatul alegerilor într-un singur tur. Bătălie tranșată la o primărie precum Constanța, o primărie mare, nu? Cred că e al doilea oraș al țării ca populație, tranșată la 1000 de voturi. O mică paranteză. Poate chiar la câteva sute. În 2012, Emil Boc câștiga primăria orașului Cluj-Napoca, pleca din funcția de prim-ministru, exact ca cu 1000 de voturi în fața candidatului USL de atunci. Da, era între... PNL și PSD, da, în USL. Timp, dar să ne ținem minte, după o guvernare, păi, pe timp de criză, da, pe criză în da, care și-a luat înjurăturile și pentru partid. După 8 ani, Emil Boc câștigă cu peste 60%. Dom'le, hai să spunem un lucru, hai să fim cinstiți. Putem să găsim, noi românii, cred că Andrei Pleșu a scris odată un text memorabil despre cum noi românii suntem experții găsitului nodului în papură. Da? Noi la asta suntem experți. Dar hai să ne uităm totuși. Cele mai frumoase orașe din România, Cluj, Oradea, sunt administrate de primari PNL. Domnul Boc a fost premier al României, atunci a fost un vot politic în care lumea l-a sancționat pentru celebra poveste cu salariile, lumea săracă și supărată din România. Cu toate astea, în cele două mandate de când s-a dus acolo, cred că a făcut din orașul la o bijuterie. Dar mai noi bucureștenii am ajuns... Scuză-mă, Emilia, noi bucureștenii am ajuns, când ne ducem la Cluj, să invidiem pe clujeni, deși orașul e mai mic, bugetul e mai mic. Da, da? Dar eu am spus să asta invidiem... cu 1000 de voturi, da. Că nu contează cât câștigi, corect, contează corect, ce faci. Corect, corect, asta corect, este ce faci după. Și aici e important, a spus Emilia, e foarte important. Locale. Nicușor, pe umerii lui Nicușor Dan apasă o greutate uriașă. Oamenii se așteaptă, sigur, unii care sunt conștienți poate se așteaptă de mâine, dar se așteaptă ca în următorul an să aibă loc niște schimbări majore la nivelul capitalei. Așteptările la Nicușor Dan de la electoratul lui, care este un electorat mult mai pretențios, sunt foarte mari. Și de la această coaliție USR plus PNL, care se va configura probabil în Consiliul General al Capitalei. Și la guvernare din decembrie, nu? Orașele alea sunt și în Transilvania, nu numai conduse de PNL. E adevărat, dar uite, eu am fost în Cluj înainte de Emil Boc, pe vremea... Bun. Nu? Adică a fost funar la putere și era orașul totuși cu orașul tot... respectiv a început să se dezvolte după ce a plecat funar. Da, a zburat mult în sus, dacă ne uităm și economic și ca civilizație. Adică am văzut niște poze și văd de la colegi de Brazlă, nu? Cred că am văzut la Claudia Pârvoiu, nu știu cine a mai postat pe Facebook. Dom'le, poze din Oradea, e fabulos. Deci zici că ești în Viena, da? Deci în Oradea arată ca în Viena. Păi oamenii care se duc acolo și se întorc aici în capitală și văd ce se întâmplă pe străzile capitalei, sunt mulțumiți? Cred că nu. Adică eu cred că oamenii care au demonstrat n-au avut ce campanie să-și facă. Înțeleg că domnul Emil Boc nici nu și-a pus numele pe afiș. Ce campanie să-și facă dacă are realizări? Oamenii au înțeles, știu că este un primar bun, l-au votat pentru că este un om potrivit la locul potrivit. Acolo unde PNL-ul a avut însă reprezentanți ca domnul Robu la Timișoara, care nici n-a făcut mare lucru, Timișoara a decăzut mult în ultimii ani. Ba mai mult, a fost și foarte, aș zice, agresiv, ofensiv, arogant. Arogant în legătură cu cetățenii, plătește factura. Cât a fost vot politic și cât a fost pentru cei care au pierdut nerealizarea unor proiecte, minciună, imagine falsă, vândută mai multă butaforie decât de muncă efectivă. Cu o mică precizare că munca de administrator de oraș și de județ este o muncă complicată. Este o muncă tehnică. Deci nu prea merge să faci politică pe la o primărie sau la Consiliul Județean, că oamenii, când iei cu politica, te întreabă de gaz, de apă, te întreabă de canalizare, de transport și așa mai departe. Oare cât a fost? Asta e întrebarea. Vot politic și cât a fost nefăcut de lucruri. Dacă vorbim de București, cred că a contat mult mai mult nerealizarea. Tupeul, știu eu, extremismul din declarații și din felul în care s-a manifestat Gabriela Firea. Să-i pomenim numele, adică să nu spunem așa ca și cum ea n-ar spunem, e candidatul nerostit. A fost dezmăț ce a făcut Gabriela Firea cu banii bucureștenilor, a fost un adevărat dezmăț care pe noi ne-a costat. Ne-a costat înapoiere, ne-a costat staționare, faptul că nu am progresat cu absolut nimic.
în primul, adică marile ei realizări au fost acele, știu eu, mari iepurași și tot felul de bani investiți în târguri, în concerte, în, cum spun eu, folcloriști și așa mai departe. Pensionari duși în diverse locuri. O mică paranteză. 2016, petrecerile Gabrielei Firea încă erau acceptate la început de mandat. 2016, adică, domnule, 2017, da, începe cu petrecere, după care petrecerea s-a terminat și oamenii s-au uitat că și nu a început să le convine în oraș. Dar vreau să te întreb altceva. Banii dați la biserici, adică ideea este în momentul în care noi nu avem infrastructură, nu avem canalizare cum trebuie, țevile pocnesc, nu există apă, avem probleme cu căldura. Au fost ierni în care bucureștenii au înghețat în case. Și noi dăm bani pe concerte, pe târguri, pe tot felul de... Dar de ce n-au ales cealaltă variantă să facă? Nu înțeleg. Uite, au fost PSD-iști, apropo, care au făcut. E exemplul lui Băluță de la 4, ori mai fi și alții care au mai făcut ceva. De ce a ales să nu facă, în opinia ta, dacă ceea ce spui, și să facă butaforie? Că e o decizie până la urmă, nu? Adică e o decizie. De ce să ai să faci ceva și să nu faci altceva? Eu cred că ține până la urmă și de incompetență. Gabriela Firea nu cred că este... Ea e un om politic, în fine, cred că e o bună vorbitoare, poate să fie într-o poziție unde cred că, nu știu, poate într-un alt gen de post politic, poate că ar performa. Dar orașul acesta care oricum suferă de 30 de ani și, cum spuneam, nu trebuie să spun nimic. Lumea care trăiește în București și care vine în București vede despre ce e vorba. Și poate să facă foarte bine comparații cu Cluj, Oradea sau cu alte capitale europene. Rareș Bogdan, prin vicepreședintele PNL, intră în direct alături de noi de la sediul partidului. Bună seara! Bună seara, domnule Mănăstire, bună seara telespectatorilor B1 TV și tuturor invitaților. Ați anticipat victoria asta, cred că de pe la ora 16 am citit o postare pe Facebook că vine valul și uite că a venit. Aveai informații sau pe ce te bazai? Pe feeling-ul de fost jurnalist? Eu am tot spus că PNL va repurta o victorie categorică, că va fi cea mai importantă victorie a PNL din ultimii 30 de ani. Și vă spun pe ce m-am bazat. Pe discuția cu oamenii. Vreau să vă spun că pentru prima dată au fost pur și simplu Facebook-ul și comentariile Facebook-Instagram au fost complet diferite de reacția oamenilor în stradă sau de reacția oamenilor la întâlniri în piețe, în atât cât am putut din cauza COVID-ului să ne întâlnim cu ei. Pentru că au fost extrem de agresive cetele de troli și de firme care au targetat vector de opinie. Pagina mea a fost sub atac permanent din partea vectorilor PSD și USR. Și în momentul când am ieșit în stradă, am văzut o Românie care părea complet diferită față de ce s-a întâmplat în bulele online. Și asta este o chestiune nouă. De asemenea, noi am avut administrațiile liberale de succes, pe care le-am folosit drept exemplu și se pare că strategia noastră a fost de bun augur, pentru că de la 7 președinți de consilii județene, iată că suntem spre 20, pare chiar că trecem de 20 de președinți de consilii județene, iar de la 1100 de primari, se pare că depășim 1500 de primari. Ați câștigat Vrancea, Rareș Bogdan, ne uităm și noi pe informații, culegem informații în toată țara, știm exit poll-ul de la București și din câteva orașe. Domnule Mănăstire, după 24 de ani, Marian Oprișan este scos de Partidul Național Liberal afară din Consiliul Județean. De asemenea, am câștigat Constanța, județul, și ne batem pentru municipiu. Amiralul Chițac e pe primul loc, în continuare, așteptăm numărătoarea. Am câștigat Iașiul, atât județul cât și orașul. Am câștigat Bacăul, gândiți-vă, județ care de 30 de ani aparținea tradițional PSD. Am câștigat Prahova cu Iulian Dumitrescu, peste 60% Andrei Voloșevici, Iulian Dumitrescu. Am câștigat Ploiești și pieful familiei Cosma. Am câștigat Bihorul cu Ilie Bolojan, am câștigat Timișu și am păstrat Cluj
Brașov cu Adiveștea, Sibiu cu, de asemenea, cu Daniela Câmpean, Alba cu Ion Dumitrel, Clujul cu Alin Tișa, Radu cu Ion, cu Adrian Cionca. În alte fiefuri PSD... Și am câștigat Ilfovul cu Hubert. Sălajul, Bistrița... Am câștigat Giurgiu, l-am scos pe Bădălău afară din județ și pe, și pe tinul său, pe Mina. Dan Motreanu a câștigat Giurgiu, fief de 30 de ani al PSD-iștilor. Ne batem la Teleorman și la Gorj. Am câștigat Târgu Jiu, primarul de Târgu Jiu mă suna chiar acum, îmi face semn colegul meu, am câștigat... cu cât? 50% a luat Marcel Romanescu la, la Târgu Jiu. E o mare, mare victorie în fief, în fief roșu, în, în Oltenia roșie. Ne îți batem la Severin, din, Cara Severin, așteptăm numărătoarea. Îți mai dau informație din Transilvania, că ai trecut peste cele două județe roșii ale Transilvaniei. Liberalii au câștigat Bistrița. Cu Dinu, Iancu, Sălăjanu, au câștigat Consiliul Județean Sălaj. După 30 de ani, liberalii n-au avut niciodată acolo președinte de județ la Lucian Sălaj. Lucian Bode a avut o viziune extraordinară, e unul dintre cei mai buni miniștri ai noștri, iar Dinu Iancu Sălăjanu este un patriot, un român anuntentic, un român cu frica lui Dumnezeu, un om frumos, ceea ce se numește un om frumos, și acolo am câștigat cu practic un fanfar cu Dinu Iancu. Așteptăm rezultatele de la Maramureș, sperăm ca Mugur Cosmanciuc să-l îndepărteze pe Ionel Arsene la Neamț, așteptăm numărătoarea, așteptăm numărătoarea de la Galați, George Stângă cu Fotea, așteptăm numărătorile de la Cara Severin de la, și de la... De asemenea, de la Tulcea, unde avem șanse foarte mari, Carașul, părerea mea că l-am câștigat, Caransebeșul la fel, Reșița e câștigată de Nelu Popa, Deva l-am câștigat, așteptăm numărătoare la Hunedoara, la Satul Mare așteptăm numărătoarea, vedem în continuare ce se întâmplă, am câștigat Mediașul și curg rezultatele, domnul Mănăstire. Cert este că Partidul Național Liberal este marele câștigător al acestor alegeri. Repet, 20 de consilii județene până în această oră, peste 1500 de primării și peste 35% scorul politic. Am avut 20% în urmă cu 4 ani, am avut 27 la europarlamentare în urmă cu un an și jumătate. Iată că în acest moment PNL ajunge la peste 35% scor politic, ceea ce este un lucru grozav. Și de asemenea trebuie spus că viziunea, rațiunea, echilibru și mintea pe care au avut-o liderii PNL în frunte cu Ludovic Orban pentru desemnarea lui Nicușor Dan, un independent susținut de noi în primul rând pentru primărie, a dus la câștigarea primăriei capitalei. De asemenea am câștigat sectorul 6 și din informațiile mele se pare că la 5 Cristi Băcanu nu mai poate fi atins din urmă de Cristi Piedone. Sunt victorii foarte frumoase. Am câștigat Ilfovul cu Hubert Tuma. Sunt lucruri extraordinare pe care le-am reușit. Oltenia a rămas la PSD. Se întoarce la primăria Ploiești. O întrebare, dar parțial, te rog, Sabin, dacă vrei să facem o ultima întrebare. Da, eu vreau să spun că, mă rog, merită toate felicitările. Vreau să-i spun lui Rareș Bogdan că merită toate felicitările Partidul Național Liberal pentru că, în primul rând, pentru că a reușit să ne să scape țara asta de câțiva baroni roșii care păreau încremeniți pe posturile lor. Dacă e așa, cu domnul Oprișan vă felicit, la Neamț de asemenea sper să câștige candidatul PNL. Pe de altă parte, și la Bacău, domnule, ai o întrebare, așteaptă premierul României, Ludovic Orban, să intre în direct. Da, eu am o singură singură observație pe care am făcut-o și mai devreme. Rareș Bogdan, mare atenție la scorul politic din capitală, care nu este un scor foarte, mă rog, meritoriu pentru PNL, e de doar 17%, dacă nu mă înșel, un scor mic pentru raportat la scorul la nivel național, chiar dacă pe Nicușor Dan, susținut în primul rând de PNL, dar și de USR Plus, l-au votat mult mai mulți bucureșteni, asta arată că mai aveți de lucrat la nivelul capitalei pentru un scor politic mai bun. Totuși, dacă deveniți cel mai mare partid al României, să aveți în capitala României un scor la jumătate din scorul național, nu e un rezultat bun pentru votul politic pe capitală. Foarte scurt, vă rog. Domnule Orcan,
Noi am păstrat scorul de la europarlamentar în capitală. Nu avem un scor într-adevăr mai mare, dar aici noi am gândit rațional și am dat totul pentru ca Gabriela Firea să fie îndepărtată. Clar că o parte din votanți au căutat pe listele de în buletinele de vot candidatul PNL. Nicușor Dan a candidat fără sigla PNL-USR și probabil o parte dintre alegători s-au îndreptat spre vechiul său partid. Eu spun că per total PNL a repurtat o victorie categorică. La București am păstrat sporul de la europarlamentare, am câștigat două primării de sector, ceea ce este extraordinar. Mulțumesc. Colegii de la USR au luat celelalte două primării, două au fost rămase la Pro-România și la Vă așteptăm PSD. În studio să facem analiza de după mâine dimineață, când vom ști mai multe lucruri, dar acum se va colora harta României din punct de vedere politic. Așteptăm o intervenție cu Ludovic Orban, prim-ministru al României, cel care a pus cap la cap alianța asta pe București, într-o situație greu de deșifrat la începutul anului, pentru că liberalii au fost, cum spunea și Raeș Bogdan, puși în situația să cedeze cam tot, 4 sectoare din 6 candidatura pentru capitală, dar până la urmă au câștigat tot și s-au salvat într-un fel liberalii, nu? Pe București cel puțin, vedem ce se întâmplă și în țară. Bine, eu la nivel de București eu spun că nu este. Liberalii nu au câștigat atât probabil cât s-ar fi așteptat. Au câștigat un sector, dar și în acel sector, dacă ne uităm la... Emilia Șercan, liberalii aveau candidați și useriști aveau candidați, dacă câștigau aveau toți PSD-iștii pe linie. Vorbim despre ce, în fine, cine a candidat și ce rezultate sunt. Nu le putem cosmetiza mai mult decât... Da, eu am vrut să spun altceva. În negocierea asta dintre Ludovic Orban și cei de la USR, liberalii au cedat cel mai mult. E adevărat, au cedat... Un candidat propriu, Emilia Șercan, un candidat propriu PNL-ul ar fi obținut, poate n-ar fi obținut primăria capitale, dar ar fi obținut un vot mai bun, pentru că totdeauna candidatul poate să tragă și votul politic. Pe de altă parte, e o reușită. Faptul că PSD-ul nu mai are în capitală decât un primar și, sigur, un... Doi cu Negoiță, care, tot PSD. Tot PSD, dar s-a mutat la un partid mascat. Da. Dar asta arată că totuși din 6 primari de sectoare și un primar general să rămâi numai cu 2 e o reușită. E clar că alianța PNL-USR Plus a funcționat în capitală și dacă a funcționat și la Vrancea, la Oprișan și în alte părți unde au fost baroni de ăștia importanți ai PSD-ului, asta e foarte bine. Înseamnă că avem mult mai puține puncte roșii pe harta României. Da, așteptăm intervenția cu primul ministru al României să vedem care este atmosfera la partid. De mâine se vor face analize, discuții. Aș merge puțin în față și discutăm despre parlamentare, pentru că, ce să vedeți, vă vine să credeți sau nu, dar în cam 25 de zile, practic, începe campania pentru alegerile parlamentare. Avem luna asta de octombrie de tampon, îi spun luna de precampanie, pentru că este luna de dinaintea campaniei oficiale și practic o să o ținem în alegeri până la începutul lunii decembrie. Dacă nu, cumva vine starea de urgență peste noi. Asta voiam și eu să spun. Se prefigurează așadar o guvernare de dreapta în următorii 4 ani de zile PNL-USR, cu niște provocări foarte mari. Foarte mari, pentru că nu știu cât de mult vor fi dispuse cele două partide. Acum, alianță punctuală făcută, s-a trecut un hop, însă acum depinde ce urmează să se întâmple după momentul acesta, în momentul în care va începe efectiv colaborarea în consiliile locale, în consiliile județene, și cum vor reuși cele două partide să colaboreze. În București, la unele sectoare, va fi nevoie de alianță și cu PMP. Pentru că PMP reușește un scor bun, este cel de-al patrulea partid politic care intră PMP a făcut un scor foarte slab vis-a-vis de ce așteptări aveau, cu două cifre. Sigur, prea îmbăsesc cu sub 10%. Vă aduc aminte delirului Traian Băsescu din această seară. Ne-a acuzat în mod personal pe noi,
și pe mine, realizator emisiunii Dosar de Politician, că dădeam din cap către Gabriela Firea în timpul unor emisiuni din campanie. Problema este că Gabriela Firea nu a dorit și nu a participat la nicio emisiune, nici aici la Dosar de Politician și nici aici la un alt coleg de al meu. Gabriela Firea nu a dorit să apară în campanie pe postul BNU TV, dar Traian Băsescu a avut trei emisiuni. Da? Îi spunem bună seara premierului României Ludovic Orban, bună seara și președintele PNL. Bună seara! O să fac o chestie așa neprotocolară jurnalistic, dar o să dau din casă la ultima emisiune pe care am făcut-o înainte de campanie, înainte de a intra în direct. V-am întrebat cât se poate de direct dacă Nicușor Dan va câștiga, anticipând și eu că va urma o campanie extrem de dură pe alocuri mizerabilă. Și nu ați avut nici o emoție să-mi spuneți Nicușor Dan va fi primarul capitalei. Și vorba lui Moromete, să-mi spuneți pe ce v-ați bazat siguranța pe care ați afișat-o încă de când l-ați anunțat pe Nicușor Dan. Pe analize, pe studii, pe evaluări foarte serioase. În primul rând, toate cercetările pe care le-am făcut mi-au arătat foarte clar că dacă nu ne-am fi înțeles cu cei de la USR Plus, riscam să o mai lăsăm încă 4 ani pe doamna Firea, primar general al Capitalei. Ne-am avut o experiență în 2016 în care, după retragerea mea din cursă, ne-am bâlbâit și nu am adoptat o candidatură comună și din cauza asta PSD a reușit să câștige primăria Capitalei. Deși avem candidați foarte buni, avem oameni de valoare care puteau să prezinte oferte electorale extrem de solide, programe de guvernare cât se poate de performante, șansa, dacă nu ajungeam la o formă comună de susținere a unui candidat, nu am fi câștigat Bucureștiul. De ce l-am ales pe Nicușor Dan? Pentru că Nicușor Dan este, ca să spun așa, obsedat de București. Este un om care a urcat în două candidaturi, prima candidatură ca independent când a luat peste 9%, ulterior a fost fondatorul USB-ului și a luat peste 26% și era un om care cunoaște foarte bine problemele Bucureștiului și un om care a apărat interesele bucureștenilor chiar și atunci când nu a avut nicio funcție. De asemenea, pe evaluările pe care le-am făcut, era candidatul care era, pe de o parte, ușor de susținut de votanții USR Plus și era acceptat într-o proporție semnificativă de votanții Partidului Național Liberal. Acum recunosc că scorul politic al Partidului Național Liberal, care era mai bun, într-un fel a fost afectat și din cauza percepției că Nicușor Dan este mai degrabă candidat al USR Plus decât al Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, obiectivul fundamental pe care l-am avut de a elibera Bucureștiul și de a determina alegătorii să aleagă un primar general responsabil și profesionist a fost atins și sunt extrem de bucuros că s-a întâmplat acest lucru. Apropo de colaborare, că spunea și Nicușor Dan, primarul ales, la declarații și dumneavoastră la fel, că practic va trebui să înceapă o muncă între guvern și primăria Capitalei, pentru că sunt multe lucruri care nu se pot rezolva decât în colaborare. Cu ce ați dori să începeți? E adevărat, traficul, care este una dintre cele mai grave probleme din București. Guvernul poate sprijini bucureștenii și primăria Capitalei, realizând în viteză maximă investițiile care trebuiau făcute de mult timp. Autostrada de centură, inelul feroviar,
construcția de pasaje la intersecția dintre actuala centură și bulevardele care ies din București. De asemenea, metroul fiind în subordinea Ministerului Transporturilor, toate proiectele de dezvoltare ale metroului depind de guvern, dar ele trebuie făcute în dialog și colaborare cu Primăria Capitalei și aici ne implicăm cu maximă seriozitate. Așa cum am reușit deschiderea metroului din drumul Taberei, când nimeni nu se aștepta, la fel noi vom derula cu maximă viteză politică, vom derula toate proiectele de extindere a rețelelor de metrou. Indiferent că este vorba de legătura cu aeroportul Otopeni, că este vorba de prelungirea magistralei 5 până la Pantelimon, de-a lungul Pantelimonului, precum și alte proiecte pentru care avem deja documentații tehnico-economice mature și lansăm licitații. O ultimă întrebare, domnule prim-ministru. În București sunt foarte multe active deținute de administrația centrală, de guvern. Iar aici, împreună cu domnul primar general de pe acum, Nicu Șordan, va trebui să stabilim o strategie de rezolvare a acestor. Vă dau un exemplu. Lacul Văcărești, Casa Radio, terenul de mai sus de Biblioteca Națională, de pe Bulevardul Unirii, și o serie de alte terenuri unde se pot realiza dezvoltări extrem de importante, împreună cu Primăria Capitalei va trebui să gândim proiectele astfel încât să reușim să creăm poluri de atracție din dezvoltările urbane pe care le vom realiza de comun acord. Nu în ultimul rând, Bucureștiul are foarte multe clădiri de patrimoniu reprezentative. Unele dintre ele sunt în proprietatea diferitelor entități și aici, împreună cu Primăria Capitalei, va trebui să restaurăm, să consolidăm, să renovăm fațade, astfel încât să arătăm frumusețile Bucureștiului care sunt astăzi ascunse. Mulțumesc pentru intervenție, vă așteptăm în studio, mai aveam o întrebare, dar ne presează pauza comercială și, repet, vă invităm săptămâna aceasta să dezbatem. Întrebarea ar fi, luăm pauza comercială, în ce măsură liberalii și cei de la USR vor face practic alianțe politice, pentru că dacă PNL și USR își dau mâna, practic toată puterea locală din România, în proporție de 80%, va fi în mâna acestor două partide, pentru că ele controlează consiliile locale și consiliile județene. Pauză și revenim.